ce începem, da? Da, da, pornim. Da. Bună ziua și bine v-am găsit la Procul Online cu exerciții de matematică. Așa. Algebra. Algebra. Clasa. A. 6. 15 la pagina 41. 15, da. Determinați numărul de forma A1, B, C, D, E, barat. A1, B, C, D, E, barat. B, C, D, E, E. Adică din 3, 4, de ce eu zic? A1, A, 1. Așa. A, 1, B, C, D, E, barat. Așa. A cărui descompunere în factori este indicată în figura alăturată. Care are descompunerea. Descompunerea. Și acum scrieți A1, B, C, D, E, barat, linie. A1, B, C, D, E, barat. Barat, așa. Trageți linie, să descompunem un factor. Știți cum că? Factor prim. Așa. Așa. 2 la 3 ori 5 la a doua. 2 la 3. 3 ori 5 la a doua. După aceea A1, B, C, de sub. A1, B, C. A, 1, B, C. Punem noi factorul, nu știe care este. Deci A1, B, C. Da. Descompunerea. A1, B, C. Nu știe care este descompunerea. Da. Ai, bun. După aceea următorul. A0, 5. Deci aici acolo o să completăm noi. Da. A05, pare pe 3. 05, așa. A05. Da, barat, toate barat. Așa, da. Pare pe 3. Corect. Pare pe 3, da. După aceea 3x, pare pe 7. 3x, pare pe 7. După aceea căsuță goală. Așa. Și la una și la alta. Și 1. Și aici 1. Și 1. Asta este. Mi se pare interesant. Da. Nu ți se pare interesant? Foarte greu, nu? Ciudat, așa. Păi, mai știi din păi, știm că 3x, x-ul ca să se împartă la 3x, ca să se împartă la 7x, poate fi doar 5. Deci 3x, da? Iată, el merge de jos în sus, mi se pare interesant. Da. Deci 3x se divide la 7, numai 35 se divide la 7. Da, și eu sunt deci, dar ea urmărește și să vedem dacă avem, e adevărat, 3x se divide la 7. Dar x o să fie 5. Și în pătrățica aia va fi 5 și în cealaltă tot 5. Corect. Mai 5. Așadar, începem să completarea aici și punem 5-ul așa, și 5 aici, mai știu, da, 5 aici și 1, da? Știi că tu nu poți să șterbi x-ul. Mai scrie o dată, de jos, acum. Ok, da, de jos. De jos scrie acum. Pune 1, da. 5, 5. Bun. Și 35, da, am scris. Cum merg pașa înapoi acum? Păi, da, asta nu se pune. Asta înseamnă că eu-ul este 0, nu? Pentru că e 2 ori 5. Iată, ea atacă direct aici, se duce sus. Sigur că ai dreptate. Vezi, noi ne-am dus de jos în sus, așa a fost propunerea ta și eu e foarte nu stau deloc pe gânduri. Ah, nu, eu pur și simplu am văzut chestia aia. Da, 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 ai văzut și chestia. Și fie că ai văzut asta, Davide, numai eu este zero? Mai poți spune ceva încă? Că... Că este zero? Are... Stați. Fiindcă e 2 la 3 ori 5. 2 la 3 ori 5 la 2, cred că are 5 zerouri. Cum de 5? Cât de ori? 2 ori 5, 10, 2 ori 5, 10. Păi 1, nu 0, nu? Nu 0. În prima fază și în a doua? 2 ori 5, 10, 2 ori 5, 10. 2 ori 0. 2 ori 0. 5 la a doua, de 2 ori. A, stai, și dai și 2 la a treia, ai de unde? Că dacă ar fost 2 la a întâia, n-aveai decât un singur 0. Da. Așa pe 2 la a treia zici 2 la a doua. Deci aici poți să scrii că este egal ca fiind 2 ori 100, că 2 la 2 ori 5 la 2 face 100. Și 200. Și atunci ești, ți-e limpede că și eu și D-ul sunt 0. Deoarece numărul se divide la 100,
Când se număr se divide la 100? Pe ultimii două cifre. Aici nu ți-e clar. Ba da, am înțeles. Da? Dar ia, urmăriți-mă că fui foarte important. Da, ai observat o chestie, dar nu te-ai dus până la capăt. Nu. Deci, un 0, ai zis că 5 ori 3 face 10. Da. Dar ai, de fapt, 2 0 ori. Că mai e un 2 aici. A, dacă este încă un... Sunt încă mai mult de 2, cum ar fi. Da, și ai de 2 chiar suficient, mai peste cât îți trebuie ție. Deci asta deci, înseamnă că și D și E sunt 0. Și D și E sunt 0. Și D și E sunt 0. Ba mai mult, încă o informație. De aici că păi, aș vrea să termin pe linia asta. Încă o informație pe care o ai din prima divizibilitate. Păi știm că pe 5 din ce am văzut mai jos, dar 35 acolo, că ați spus 35. Bun, bun, o să ne dăm și acum putem să vedem cine este ce, care... Dar insist acolo, din în afară de faptul că D-ul și E-ul este 0, de pe culoarul ăsta, că se divide la 200, mai găsim o informație despre ce. Ce-ul este 2? Mai 2? Stați. Cel poate să fie 2, 4 sau 8. 6 și 8. A, 2 par, și 8. Da. E vorba de divizibilitate la 2. A. Da? 2, 4, 6 sau 8. Deci despre E și despre D știm sigur că sunt 0. Dar nu că și... Și de ce? Da, și de ce este un număr par? Deci, hai să spunem deci informația acolată. D egal 0, E egal 0, iar C egal 4. Dar nu pot să spun, dacă ce ar fi fost 1, ar fi fost... Ce ar fi fost 1? Da, 10. Neposibil. Că am, se divide, după ce s-a dus la 2, la 2 de 2 ori, a treia oară, numai ce oferă șanse? La 200 să deodată, mă mi-a spus, 200 da? E numărul. Da, 2 ori 5, 2 ori 5 e înglobat 0, 0. Da. Și acum ai avansat, ai tăiat cele 2, 0 și ți-a rămas practic la divizibilitate A, 1, B, C. Deci dacă vreți, eu să încerc, nu, lasă sub forma asta, dar informațiile de pe prima linie sunt foarte, foarte importante. Zici, Daria. Vreau să văd ce liniuță acolo. Eu nu știm numărul, e o căsuță. Ok. Așa, vreau să spun la A0, la acela care se împarte la 3. Deci aici cine a fost mai înainte? D. D-ul? X. Nu, B-ul, B-ul. X a fost aici. X a fost. Da. A fost X? Un X a fost. Un X necunoscut. Și a fost noi 5. Da. Și acum, David, cât e acolo la A0, 5? Păi va fi 3 și... Poate să fie 1, nu? Poate da. Să fie 1, 4... Deci 4, cu 1 și cu 5 fac 6. Poate să fie 1 sau 4. Da? Deci de aici cu A-ul aparține mulțimii valorilor. Poate să fie 1 sau 4? 1. Păi dacă e 1 mama de 6, dacă e 4 de 9... Dar da, iartă-mă, dar 35 ori 3 deja am informația, știu cât e asigur. Păi 35 ori 3 e 105, nu are cum să fie, decât A1. Eu dacă spuneam ce poate să fie A. Da. Pe analiză. Din analiză citind așa numai. Da. Dar acum mama exploatează foarte bine chestia asta, că 35 ori 3 de numărul ăsta. 105, ai 1 obligator. Deci 105 și atunci au rămâne numai 1, da? 4 pică. Deci iată, A egal cu, doar cu 1 și am mai făcut o achiziție foarte importantă. A-ul este 1. Corect. Și în clipa de față... Ar fi 105 care se divide la 3. Deci 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ziceam la de jos, nu la... Acolo e 105, da. 105, care știu că se divide o sfat 35, dar la ce s-a împărțit ăsta de ți-a dat 105? Deci, atenție, ăsta la cine s-a împărțit de ți-a dat 105? Scrie 105 acolo, domn profesor, nu-l obia. Poți să scriu, da? Da, da. Deci aici mai bine. 105, 1 și aici tot 1 la mare. Și aici tot 1, da. Și acolo tot 1 că l-am descoperit. Poți să fac 105 ori 3. Nu ori 3? Nu. Ori 5. Păi oricât, la cine să se împarte? Ori 3, 315. N-ai, tu te duci într-o 1100. Am putea să scriem numărul și ce o par? Sus? Da. Adică să scriem înțelegem pentru că știm cel mai mare par din termen? Vrei să încercăm să vedem și ce rămas nelucrat, da? Da. Hai să vedem. Deci, Daria îmi pune acum următoarea problemă. După ce am făcut această analiză și am văzut o parte din descoperire, ea zice să scriem 1, 1, B,
C, că nu știm ce este par, 0, 0, divide la 2... Nu mai scrieți așa. Da, cum? Hai să scriem, păi știm că numărul acesta se împarte la 5 și la 2, da? Și asta avem stabilit. Dar ne mai spune că se împarte la 7 și la 3. La 7 și la 3? Păi da, că avem acolo 7 și 3, adică asta înseamnă că numărul se împarte la 7 și la 3. De la început. Da. Se împarte la 7 și la 3. Păi practic noi avem așa, avem divizorii numărului. Da. Pe parcurs am aflat. Dar cred că ne ducem, balansăm dintr-o parte în alta a ideile și reușim să nu gândim de greșit. Eu mă gândeam să scriu așa, 1-1-BC, 1-1-BC. Ce am descoperit? Corect, 0-0. 0-0. Sunt partea 200. Deci la 200. Da, de la 0-5 la 2, cum vreți. Dacă aș tăia, Mihaela, dacă îi trag pe ăștia 2. Știm că ce ui este atunci. Și atunci rămas numai la 2, așa, Mihaela. Da. Da. Și ce urmează după rezultat este 1-1-BC. Da. Și, după ce se împarte la 2? 1-1-BC. Păi știi că ce o să fie par? Așa s-a părut. Ce pare să fie par, da. Ce o să fie? E o ciudățenie, dacă da. Uitați. Exact. Eu la asta am ajuns. Da. Pentru că, practic, da, noi la practic la asta am ajuns, am împărțit acolo prin 2, prin 100. Da. Și asta am ajuns acolo, dar acolo nu este 100 oriceva. Adică, practic, s-a dat același număr jos. Stai două secunde. S-a dat același număr. Stai, să stați puțin, mama. Zi, dragă. Acolo e 2 e ceva ori 100. Și noi am împărțit prin 100, dar mai e ceva acolo. Adică, noi am împărțit prin 100, dar mai e 4 sau 6 sau 8 sau ce mai fi pe acolo. Și el, totuși, numărul rămâne tot 1-1-BC. Deci nu s-a schimbat deloc. Că și am împărțit numai la 100, nu la 2 sau la 4 sau la 8. Păi asta se sesizăm și noi acum. Deci, întorcându-ne înapoi, 35 ori cât face? Și 35 ori 3 face 105. 105, acolo mă aștept la 11, pentru că... 105 ori cine să facă? Ori 10 dă 1050. Eu am 1100. Deci 11. M-aș aștepta care este prim. Nu mai împic, Daria. Descompunerea numerei prime, nu? Așa. Ori 11, deci mai mult de 10. Da, mai mult decât 2 ori 5. E o problemă bună, domn profesor, formulată, pentru că nu mi se pare că de la prima chestie, de la prima împărțire nu e bună. Am înțeles, suntem într-un moment delicat, dar hai să vedem și de jos în sus. De jos în sus, hai de tot 11 să punem acolo. Deci, reluând, 5-5 a fost bine, 5-7-35 a fost bine, 35-3-105. Da, 105-11. Acum, 105, ca să facă 1100... Ori 10 e prea puțin. Ori 10, nu mă duce, nu faci 1000... Doar asta înseamnă vizibilitate. Ăsta ori ăsta, se facă pe ăsta. Corect. Da? Proba e asta. Și atunci ar fi 105 ori 11. 105... Ori 11. Și face 105 și 1155. 1155, nu mai dă par. Ce rând? Deci 1155, nu mai dă par. Și aceasta e prima contradicție. Păi s-a luptat. Așa să vedem acum. Deci, A, 1, B, C, D, E. A, 1, B, C, D, E. Împărțit la 2 la a doua, domn profesor. Gata. Asta e. Deci nu văd eu bine. 2 la a doua ori 5 la a doua. Da, intrați în panică, în moment de panică. Da. Dar împărțit la 2 la a doua înseamnă că... Nu mai e par. Deci despre ce că este par? Pică. Și atunci ce vei da cu 5 și vei da cu 5. Și nu știu cum am zis. Așa. Și deci aici este 11 și s-a terminat... S-a terminat exercițiu. B-ul e 5 și C-ul e 5. Da? 11. Și plecat de jos e mult mai ușor. Mama, mulțește... 105 cu 11 dă 1155. Nu ești de acord. Eu sunt. Deci B și C e 5? Da. Și
Și din jos e cel mai ușor să plec, să-l faci. Nu, știi că nu e corect. Ba, e corect? E cum e corect? Dacă... Păi nu, adică gândiți-vă la primul, prima chestie acolo care ați văzut-o. Da, și plus dar corect, că tot 12.705. Și de 12.705? 1155 ori 11. Nu 1100, nu 11 greșit, nu 105 ori 11. Nu știu cum să mulțești, dar ia că vine înapoi, de la de jos în sus. Uite, bine, domn profesor. Deci la împărțire, ăsta împărțirea, ăsta mi-a dat ăsta. Și atunci înseamnă... Ăsta ori ăla, 105 ori 11, 2155. Corect. Și așa 1155 ori 100, domn profesor. De ce ori 100? Că acolo... Deci era greșit. Dar 2 la 2 ori 5 la 2 face... 100, da, 4 ori 25. Adică 5, 2 ori 5. Ai înțeles? Deci de jos merge foarte repede exercițiul ăsta. Mai reluăm încă o dată, că a fost destul de interesant. Interesant, voi nu știți că se mulțește așa înapoi? Ăsta ori ăla de sus egal cu ăla de scălui? Dar este vizibil că doar împărțirea și ăsta este rezultatul împărțirii, da? Câtul. Și acum, ăsta ori ăsta, cât ori împărțitor, e egal cu împărțitor. Da, pentru că se și vede, 35 egal cu 7 ori 5, 105 egal cu 35 ori 3. Exact. Și atunci totul merge... Nu, nu ori 3. 35 ori 3, da, fac 105. 35 ori 3, fac 105, că așa am și gândit. Păi 3 ori 30, fac 90 și cu 105 ori 11 faci 11. Da, faci 55 și 2 ori ce-ul este... egal cu și numărul acela este 115500. Deci 115500. Numărul căută. Da? 14 de la pagina 41. 14 de la 41, care arată? Amic. Numărul A este prim. Numărul amic este prim. A egal prim. Câți divizor are numărul A la a doua? Atunci, A la a doua... Egal câți divizori? Egal câți? Divizori. Dar A la a treia? Divizori. E prim. E prim. E prim. Da. Dar A la a treia? Păi, A la a doua are... Am făcut... Ai făcut A, da? Am făcut A la... De exemplu, avem 2 la a doua ori 3 la întâia. Și pot scriu divizorii lui X egal cu 1, nu, 2 plus 1, în paranteză, ori 1 plus 1. Dar cum ai înțeles? Pentru că ai făcut în clasă, da. Gen... Adică ai învățat ce ți-a zis în clasă. Adică dar parte cuvinte, cuvinte pentru modelul nostru. Ar fi 3 la a doua. Câți divizori are pe 3 la a doua? Deci dacă x-ul e egal cu 3 la a doua, egal. Ai zis că a-ul este prim, da? Da. 3 este un număr prim. Care sunt divizorii cu 3 la a doua? Așa ăștia sunt. Divizorii lui 9, că 3 la a doua face 9, sunt, te rog să-i spui toți divizorii. Sunt 1, 9. 1, 9. 3, 3. Și 3. A, doar 3. Deci 1, 9 și 3. 3. Pentru că scriem 3 la a doua, poate fi scris ca 2 plus 1. Pentru că am 2 divizori improprii. Da. Plus 1, care este propriu. Păi 4 la a doua? Poți să gândești 10 ori mai ușor, dar... Da, 4 la a doua nu-i 4 prim. 4 nu-i prim. 5 la a doua? Tot 3 la a doua. 5 la a doua, tot 3. Dar bine, să știi că e mult mai ușor să gândești altfel. Cum te rog? Deci gândim. 3 număr prim. Are divizori pe 1 și pe el însuși. 3 la a doua este 3 ori 3. Nu pui într-o mulțime un număr de 2 ori. Așa. Să mai iei și pe el. Da, și nu mai iau și pe el, adică îl iau pe 5 sau pe 7 sau care numărul fie acolo. Și atunci mereu o să intre divizor la orice număr. Deci... Atenție și cum zicea. Da, am înțeles. Știu când am 3 un număr prim la a doua, pun pe divizorii proprii și îl pun și pe el. Asta înțeleg. Așa. Le luăm încă o dată. 7 la a doua. Câți divizori? Care sunt divizorii de 7 la a doua? Păi 7 la a doua sunt 7, 2. Deci vine 1 și, 7. Și 49. Capetele și picioarele. Da. 1 și 49, da.
și 7 și 7. Ca număr, da? Da. Deci, iată 7. Și atunci sunt toți 3, da? Da. Dar 7 la a 3-a. Hai să vedem 7 la a 3-a. Care ar fi divizorul? 4 divizori. Divizori de 7 la a 3-a sunt? 1 și 7 la 1 și 7 la 3. 7. 7. 7 la 2. Și 7 la 2. Deci, practic, sunt 7 la 1, 7 la 2 și 7 la 3 și 7 la 0. 7 la 0 este 1. Și acolo la fel. 1, 7 și 7 la 2. Da? 1, 3 și 3 la 2. Exact. Deci, mai că ați scris divizorul 73, domnule. Exact. 73, 7 la 3. 7 la 3. Deci, 7 la 0. 7 la 1, 7 la 2 și 7 la 3. Am fel spus, primul și ăsta sunt 2 deodată și pe urmă 7 la 1 și 7 la 2 care se încadrează, da? Puterile dintre ei, da, ale 7. În general, divizorii lui Alain sunt, care sunt divizorii lui Alain? Sunt A. Sunt 1, A la 0, A la 1, A la 2, până la A la N. Câți divizori sunt? N. N. Plus? N plus că e și A la 0, da? Corect. Deci cardinalul lui divizorilor lui A la N, păi cât cardinalul este egal cu N plus 1. N plus 1 divizor. Da? Ca să înțelegeți. Și acum, tu ai venit cu un model. Care ar fi divizorii lui unui număr X, care este de tipul 2 la 3, 2 la 3 ori 3 ori la 5. 2 la 3 ori 3 la 5. Păi 2 la 3 voi scrie ca 3 plus 1. 2 la 3, la ce? 3 plus? Scriu 3 plus 1 în paranteză, ori 5 plus 1, paranteză. Deci, în numărul total ar fi cât? 3 plus 1. Plus 1 în paranteză, ori sau plus? Ori cât? Ori 5 plus 1. 5 plus 1, adică ar fi 4 ori 6, 24. 24 de divizori. Tarea, tu ești de acord? Nu trebuie scrisă, nu înțeleg. 3 plus 1 și 5 plus 1. Adică 3 plus 1 e 4, dar cine 2 la 3 nu e 4. 5 plus 1... 2 la 3 e 8 și nu știu ce are de-a face în cuartul. De ce zice el chestia asta? El zice un lucru care pare foarte ciudat. Nu, stați, pe 5 îl putem scrie ca 2 plus 3 plus 1. 2 plus 3 plus 1. Sau poți să scrii pe 3 ca 2 plus 1. Dar poți să-l dai pe 2. Dar zice bine, să știți. Dar nu zice bine. Ce zice? Dar aș vrea să înțeleg că exact. Eu sunt pus în situația să nu înțeleg. A, spune numărul divizorilor aici. Eu aș vrea, da. A, păi așa are sens, într-adevăr. Atunci, cardinalul divizorilor lui X, da? Cardinalul divizorilor lui X. Hai să spun așa. Cardinal divizorii lui X, divizorul lui X, egal cu, ai zis tu, 3 plus 1... 24, faci. Egal cu 24. Da. Dar 24 ăsta a rezultat 3 plus 1 ori 5 plus 1. Nu, scrieți 2 plus 3 plus 1, ca să fie numere prime. Dar nici măcar, și 5 e tot prim. Hello. Și 5 e prim. Da. Dar de ce trebuie să scriu așa? 3 plus 1 și... Dar trebuie să înțeleg formula asta, că așa este formula, pare să fie interesantă, dar eu n-am înțeles-o. De o ce? Să încerc să vă explic. Da. Te rog. Păi, 2 la 3, știm că el o să aibă deja 3 divizori din cauza că îl am pe 2 la 1, 2 la 2, 2 la 3. Dar pe lângă acești divizori mai este 1 care este divizorul tuturor. Deci asta înseamnă, da, pe 2 la 0. Deci asta înseamnă că numărul acesta o să aibă toți divizorii, adică 2 la 3, 2 la 3. 2 la 3 are 4 divizori, asta da, are 4 divizori, pentru că e 2 la 3, 2 la 2, 2 la 3 și 1,
care îl are toată lumea. 2, 3 la 5, de exemplu, are 5 divizor, 3 la 3, 3 la 2, 3 la 3, 3 la 4, 3 la 5, și 1, 2 la 3 la 0, ar fi. Și crezi că este corect? Da. Da. Așa că atunci am să iau să fie mai puțin divizori și să vedem dacă, corespunde da, ideea. Da. Că eu sunt într-o situație în care nu prea să... Nici eu n-am înțeles prima oară, după aia m-am hai să vedem, tot, dar dați un exemplu. Dacă X ar fi de tipul 2 la a doua, ori 3, numai ori 3 deocamdată. Cu cât ar fi? Care ar fi divizorii lui X? Cardinal de X. Cardinal al divizorilor lui X egal cu, după regula voastră, 2 la 2 are 3 divizori, 2 plus 1. Da, deci 2 ar fi 3, 1, adică 3, 3 ori, ori cât? 3 ori. 3 ori 2. 3 ori 2. 1 plus 1, 2. 3 ori 2. Și egal cu 6, da? 6 divizori. 3 are... Ți-i vedem păi 3, Ivana, 3, 1 plus 1. Păi 2 la 2 are, 2 la 3. Dar n-are 6 divizori. Păi simplu, da, spun, să așa... Dar nu mai pic, asta nu înțeles. Și 3 are, 3 și cine are? Păi 3 are pe 1 și pe 3. Păi uite, pus, ori 2. Bun. Da, dar 2 la 2 are numai 3 divizori. Păi 3, 2 la 3. 2 plus 1, ai zis 3. Divizori, ori 2 divizori de la numărul 3 la 1, ia? Ai înțeles aia? Nu mai bine, am să o numărit acolo. Deci, uite, mami, 2 la 2 are 3 divizori. O scris tu, profesor, acolo 3. 3 la 1 are 2 divizori. Ceva are și ea, să vedem dacă ne este 6 acolo. Ia să vedem. Hai să luăm, că putem face 12, nu? 12, da. Deci, divizorii lui 12 sunt acolo. Ziceți, copii. Divizorul lui 2, 1 și 12. Hai, 1 și 12. 1, 12. Da. Este, 2, 6. 2, 2, 3, 4, 4, 6. 6. Și atât. 2, 4, 6. A ieșit. Și 6 divizori. Deci, par mai ușor. Da? Așa. Deci, practic, pe cei 5, 3 de aici, îi va pe rândul fiecare din ceilalți. Da? Și din cauza asta ți-o ieși 6. Mai, hai să vedem la, dacă ai fost 2 la a doua ori 3 la a doua. Dar hai să vedem aici, poate îi prindem. Poate nu merge. Și la tot ea un singur punct de exemplu, dacă avem, gata, l-am rupt, nu? Hai. Așa. Deci, dacă am avea X-ul egal cu 2 la a doua, X egal cu... Păi, 2 la 2, 3 la 2. 3 la 2. Numărul divizor, 2 la 2, 3 la 2. Atunci, 2 la 2, după 3. Ideea pe care am pus-o așa pentru început la punct, cardinal, lui divizorilor, lui, cât ar face aici? 4 ori 9, 3, 6. Nu? Lui 36. După teoria pusă, ar veni 3 ori 3, 9. Deci egal cu 9. 3 ori 3 și egal cu 9. Ia să vedem dacă așa stau lucrurile. Cu 3 și 6 chiar îi putem vedea concret. Deci divizorii lui 3 și 6, Davide, sunt? Sunt 1, 36. 1, 36, cei improprii, la care adăugă? 2, 13. Nu, 2. 2. 3. 2 și 18, să vedem paralel, da? 2 și 18. 3. 3 și 12. 3 și 12. 4 și 9. 4 și 9. 6 și 6. 6 și 6, adică 6. Și cam așa 6 și 6, da, bine. Cum e partea în casă? Da. A, doar un 6, doar un 6, da. Sigur 6, da. Deci cât a ieșit? 9. Deci e adevărat, rețeta funcționează, e bună. Rețeta funcționează? Da. Și acum, înțelegerea ei este asta care spuneam, că numărul divizorilor lui A la N știu cine este, al lui B la N știu cine este, și atunci se mulțesc ce e, că se ia pe bun, și atunci întrebarea era așa, domn profesor, deci A este prim, cât divizor are A la a doua? Deci A prim. A la a doua are. Rezultă A la a doua. Cardinal. A la lui divizorilor lui A la a doua, egal cu 3, nu? 3. Dar A la a treia? 4. Așa. 4. Tot așa, cardinal divizor. Cardinal. Lui divizorilor lui A la a treia, egal cu? 4. 4. Da? 3 cu 1, da? Da. Bun. La B. Exercițiul are și B. Îl tocă cum plua. Câți divizori are numărul A la a doua ori B? Deci
deci A la a doua ori B. Ori B. Și încă A și B sunt numere prime distincte. Păi... Cum am zis? Stai ce? Păi, păi 3 ori 2, adică vor fi 6. 6 divizori. Deci cardinal lui divizorilor lui X ăsta, hai să zicem, al X, că să-ți vede aici de ce formă este, egal cu 6. Și putem divizorul egal cu 6 și egal cu mulțimea divizorilor respectiv, sau e 6, cardinalul. Și acum zicem, divizorii lui X înseamnă așa, 1, A și A la a doua. 1A și A la a doua, da? După care înseamnă B, 1A, 1A, A la a doua, B. Apoi ar urma A ori B, A ori B. Și A la a doua ori B. Și apoi A la a doua ori B. Și gata, este finalul, da? Da. Cât sunt în total? 6. 2, 4, 6, da? Foarte bine. 11 la pagina 41. Scrieți mulțimile divizorilor numerelor. 99. Deci X egal cu 99. Următorul număr, 187. Și atunci divizorii lui 99 sunt Davide. Davide 1, Daria 1. 1,99. 1,99. Altul. Și 90. Zi, tu, da. 3 și 33. Și final. Și ce mai vreau să ne spun? 9 și 11. 9 și 11, corect. 9 și 11. Și cam atât, nu? Mai e altceva? Eu zic, nu cred. Iar cum s-ar fi scris? Eu aș mai bine aș fi de descompunerea asta, după modelul de sus. După modelul de sus. A la 2 ori B, ca să ne dea 6 divizori. Închideți la... Da. 3 la 2 ori 11, 9 ori 11. Da, 3 la 2 ori, adică ar fi fost... 3 la 2 ori 11. Și atunci ce a fost divizori de la care? 3 cu 2... 3 ori 2? 2, 6. 6, i-am găsit? 1, 2, 3, 4, da. Nu stoc, nici mai rost, mai mult, mai dau. X egal cu? 187. Dar divizorul 187. 1 și 187. Da, 1 și 187. Și cred că e primul. Ba. Ia de. Să se descompunem. Păi nu-i. Nu se parte la 3, ia. Păi nu se parte la 3, nu se parte la 4, nici la 5, nici la 6, nici la 7, nici la 8, nici la 9. Nici la 11 se parte... La 7 de ce ai făcut tu? 14, 14, 14, 14. Se parte la 11. La 11? Într-o dată și apoi 77. Sigur, la 11, corect. 11 ori 7. Și faci 11 la a doua. 11, nu? Că ai zis la 7 și la... 11 ori 7, 17. 11 ori? Nu, ori 7, ori 7, ori 7. Ori 7, ori 7. Ba nu! Nu, ori 17. Ori 17. 17. Pentru că, da, 17. Da, 11 ori 17, da, și fiecare are 2 ori 2, 4 divizori, deci acestea sunt toți. Deci acestea sunt toți, corect. Deci 11 și 17. Davide, 360. X egal cu 360. Divizorul de 360. Scrie el ca ceva, sună, Davide. Păi poți să scrie 3, 6, 6 la 2. 6 la 2 ori 10, adică 6 la 2 am 3 ori 2. Numai numele primi trebuie să le descompunem acolo, domn profesor, ca să putem să mergem cu rețeta asta. Deci 6 la 2 ori 2 ori 5. Da, 6 la 6 nu e. 2 ori 3. 2 ori 3. 2 ori 3 ori 5. Ori 2 la 3 atunci vine. Ori 2, da, și ori 5. Ia acum, la câți divizori ne așteptăm la numărul ăsta, David? Da, să vedem dacă e bine. O să fie 3 cu 3 ori 4 ori 5, 20 ori 3, 60. 3 ori 4, nu ori 5. 3 ori 4, 5 e la 1, ori 2. 3 ori 4, 12 ori 2. 24, 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